articolul 134 al întâlnirii din ordonanța de guvern, numărul 57 din 0507-2019, prin codul administrativ, și articolul 181 din legea numărul 134-2010, privind codul de procedură civilă republicată cu modificări ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 30.08.2019, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, și al listei de investiții pe anul 2019. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în Comuna Balcani, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 60 de metri pătrați, proprietate publică a Comunei Balcani și diverse. Reprezentarea raportului PULAP privind verificarea măsurilor dispuse prin decizia 57 din 2016 împreună cu decizia 52 din 2019 de prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi Bacău. Asta ar fi, nu? Și mai trebuie să introducem, am înțeles, proiect de hotărâre privind administrația... Alegerea președintelui. Deci, ca să... În afară de asta. În afară de asta... Deci două... Două... Dumneavoastră știți mai bine, doamna. Era membru de Consiliul de Administrație la... Da, membru. Da. A venit de 27 de la acolo. A fost după... Da, da. Consiliul de Administrație și Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității. Pentru anul școlar 2019-2020. Așa. Și în afară de asta... Dacă sunt discuții privind procesul verbal din ședința anterioară. Eu nu vă spun. Nu? Dacă nu sunt discuții... Eu vreau să zic ceva, dar da. Tot de doamna n-a venit. E mai bine față de ultima dată procesul verbal, dar n-a consemnat aici și o să vă rog chiar să-i transmit chestia asta. Cea mai delicioasă replică a domnului primar de data trecută, că pe bani publici, la ședințe, dumnealui citește bancul și s-a muză. Când cât un cetățean vine și ridică o problemă, dumnealui o fac, citește bancul. Și nu s-a specificat în procesul de bancul. Da. Deci, dacă nu sunt alte discuții, spunem la vot. Asta nu cred că ar crede cineva că la ședințe s-ar discuta. Da. Așa a spus. Dacă s-ar ține cineva împotrivă? Păi nu, chiar citea. Nu era glumă. Deci... Da. 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 Nu scrie că poți, nu scrie că poți, nu scrie că poți de fapt tot. Păi nu, aia e pretenția mea să consemnez. Dar nu se uita. Eu vreau să consemnez faptul că o spus de vreo 2-3 ori, nu, eu râd pentru că citesc bancuri, n-am timp de prostire cu domnul Cioinigel, că eu citesc bancuri. Ce puteți face? Asta nu e esențial în proces. Mie mi se pare esențial, în timp ce ești plătit din bani publici, să citesc bancuri într-o ședință. Vorbesc în Parlament cu bancuri. Problema lor, vor fi taxați. Tot. Păi adormi. Dormi, nu trebuie. Mai faci ce vorim. Dar din partidele dormi. Dacă sunt discuții la punctul numărul 1 din... Care e conștiința ordinară de astăzi? Nu, dar votează... Ordinea de zi. Procesul verbal. Cele două... Da, dar... Da, trecem la vot pentru ordinea de zi. Cine este pentru? S-ar fi nici mai împotrivă, nu? Toți de acolo. Trecem la primul subiect din discuție. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, și a listei de investiții pentru anul 2019. Dacă vă rog, domnule consilier, să vă prezint în ce constă propunerea de rectificare a bugetului local.
Ea se referă la două sume. La partea de venituri. Propunerea de rectificare se referă la suplimentarea sumele din TVA pentru echilibrarea bugetului local în sumă de 9.000 de lei, care au fost alocați conform ordonanței numărul 12 pe 12 august 2019. Iar conform adresei primite de la AJPP Macau, suma a fost repartizată în trimestrul 3, 9.000 de lei. Și suplimentarea veniturilor cu suma de 641.300 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de suma pe care am solicitat-o Ministerului de Dezvoltări pentru situațiile de lucrări executate la investiția modernizare drumuri locale. Situații de lucrări în luna iulie executate și pentru care s-a făcut excepția, s-au așteptat la plată. De asemenea, se propune suplimentarea listei de investiții la bugetul local cu acea sumă de la modernizare drumuri locale 641.300 și un 14.000 de lei. O poziție nouă în listă, 27-a, achiziție indicatoare, intrare comună, în sumă de 14.000 de lei. O altă propunere se referă la virarea sumei de 50.000 din trimestrul 4 în trimestrul 3 la capitolul salubritate. Iar cei 9.000 de lei, văd că proiectul a rămas nerepartizat, 9.000 de lei suma din TVA, se propune a fi alocată tot la capitolul salubritate. Pot să vă zic că acest capitol este unul deficitar în acesta. Cheltuielile estimate la începutul anului sunt mult mai mici față de realitate. Adică anul acesta plătim foarte mult. Față de anul trecut s-a dublat aproape suma lunară pe care trebuie să o achităm ADIS-ului pentru colectarea deșeurilor din comună. De când se plătește la cantitate, am primit situații cu cantități foarte mari pe luna mai, pe luna iunie, începând cu luna iulie, primim inclusiv factură cu TVA, pentru că ordonanța 14 a modificat ceva în statutul asociațiilor și ele sunt obligate să emită facturi purtătoare de TVA, pe care, mă rog, le trimit unităților spre plată. Da, acum, prin mirarea aceasta din trimestrul 4 în trimestrul 3 și suplimentarea cu 9 luni, putem asigura aproape integral plata pentru luna iulie. Dar începând cu august, noi nu mai avem buget la salubritate. Trebuie să găsim în modalitate suplimentarea bugetului. Și eu când am zis la începutul anului că va fi o problemă, din cauza hotărârilor luate de PSD în guvern, ce ați spus? Avem domnul Tumar, care nu e aici. Ce a zis? Nu e adevărat. Sunt bani. Vor fi bani. Nu va fi nicio problemă. V-am spus că nu va ajunge? Suma alocată? A fost singurul. Noi am estimat mai mult decât anul trecut, nu aveam de unde să știm că va fi cantitatea. Dar eu de unde am avut? Eu cum am avut presenția? Până acum am plătit la număr de locuitori. Era o sumă fixă, numărul de aici, locuitori. Aici au fost. Aici și începând cantitatea. Cu cantitatea. Păi și eu când am spus că nu e ok, de ce ați fost de acord? În 3 luni de zile trebuia să facă cineva, deci să meargă pe teren cu mai fac o reevaluare a cantității. Exact. Păi și eu când am spus, m-a spus că odată. Deci eu acum 4-5 luni când s-au discutat, nu mai a fost nimeni. Așa, eu atunci am prins o cantitate mare și merg cu cantitatea aia. Exact. În 3 luni de zile, din 3 în 3 trebuie să facem iar o medie. Deci, se cântărește la proapă de noi. Deci, noi primim lunar cantitatea cântărită la proapă. Înțeles, dar nu e pe care... Și iarna când nu le-au diluat, atunci până cine mai face și eu? Am plătit mai puțin, deci până mai am plătit mai puțin. Eu nu cred că în fiecare lună e aceeași cantitate sau cantitate mai mare. Luni, iarna, nu se cred. Dar trebuie făcut niște sondaje, să mergi cu ei. Să vedem. Și ce facem? Din august? Nu, o să venim cu soluție de alocare a fondurilor. Luăm din altă parte, punem acolo. Sau luăm din excedent, sau... Asta nu știu. Am zis, am prezentat situația, era obligată să vă spun cum stă bugetul. Dar sub bulul, fel. Dacă trebuie luată, trei luni să facem niște sondaje. Nu poate să fie... luni de zile la rând să ajungi. Dar nu e aceeași cantitate de noi. Eu am înțeles. Dar poți să fii, el să-ți tragă 10 tone și bun, probabil ai numai 6 tone. Luna asta. Tu ai fost acolo să vezi că... Trebuie delegat din partea primăriei ca să meargă. Dar sunt dar, să verifici. Dar verifici și cum e. O poți cineva să verifici? Dar domnul Gândă... Da, să continui la salubritate.
s-au introdus, s-au băgat containerele astea ecologice. Ei vin în fiecare săptămână, dar vin, se uită și pleacă. Noi, cred că tot noi le plătim, de asta o și crescut. De ce nu se duce? Am văzut, eu eram odată, ori de cat, am zis că aici nu e selectat-o cu saiurile. Așa stă gunoi, ăla are pe cât 4 luni de zile. Sau sunt prea puține sticle, sau prea puțin plastic acolo. Sau... Deci vin și pleacă. Referitor la cântar, cum a spus și domnul Barna. Păi noi nu știm noi că vine cu mașina jumătate din altă parte. Eu am văzut că nu a plecat de aici și a încărcat și din altă parte. Deci, nu mi se pare corect să crească chiar așa. Și trebuie făcut ceva, rămâne în sarcina domnului Vici, nu în sarcina noastră, că nu să angajăm pe cineva, ca nu domnul, cu șoferul. Când domnul Vici, nu trebuie să angajăm. De câte ori vine, dar ceriți o foaie de cântar, consilieri sunt aici pentru a vă da sfaturi, da. Nu suntem puternici. Domnul Vici, nu trebuie să-mi spuneți mie că... Domnul Barna, dar dacă sunt scris eu la cuvânt, dați-mi voie să vorbesc. Nu trebuie să facem mișto că angajăm altul. Vedem câte mașini circulă... Nu știu de ce luați la mișto. Dar nu-i la mișto. Toți consilierii ar trebui să facem, nu doar la ședință. Ar trebui să mergem și noi prin gospodării oamenilor și să aducem, să ajungem la un comun acord. Cum să pune gunoiul la, la plasticul la plastic, cum gunoiul menajer la gunoiul menajer și așa mai departe. Dar în trei ani, s-au făcut vreo ședință? S-au făcut tot timpul. Eu am mers s-au făcut vreo ședință. Și eu am mers ședință pe teren. Ședință am făcut de trei ani. Și eu am mers pe teren. Deci omul ia, scoate, n-ai ce să-i faci. Tot rupi în curte. Eu am văzut containere, unii nu-s puse la intersecții. Îs puse, poate să iese pubela liniștit. Da, există, domn Petrică, există și problema că vine la primărie și îmi zice, domnul primar sau domnul viceprimar sau domnul care îl găsește, da. Ce se întâmplă? Containerele de acolo mi le-au pus chiar în fața porții. Domnule, nu le-au pus, le-au pus ocazional, că vrem să facem, știu eu, spațiu amenajat bine pentru cortare. Nu, dar vă rog frumos, dar eu nu pot să suport acolo, toată lumea să învață gunoi, acolo mi-au pus în fața porții. Da, îi mutăm un pic mai încolo, până când o să luăm măsuri și să devin. Trebuie făcut ceva. Nu, da. Și astea 14.000 de lei cu indicatoarele. Pentru drumul județean? Pentru drumul județean. Și de ce plătim noi pentru drumul județean? Nu e în sarcina lor? Indicatoarele... Așteptăm... Păi, 14.000 de lei. Două indicatoare, 14.000 de lei. Comuna Bancani, nu? Asta, domnule, 14.000 de lei. Adică n-avem bani să dăm la gunoi și avem bani să dăm pe două indicatoare. Dar ce v-a zis? Hai să judecăm așa un pic. Vreau să fiu calm. Da. Două indicatoare nucleare. Nucleare? Stai cu mine. Se rigoară. Eu cred că așa e. Mai ales cum suntem la limite de județ. Așa. Nu? 7.000 de lei un indicator. 7.000 mi pare normal. Da, depinde acum. Dar de ce nu punem la gunoi? Mai este ca și cu tricouri. Mai eu nu l-am căutat. Și nu trebuie căutat. Am spus destul de clar, primarul poate să facă achiziții, i-a dat legea să nu mai, de când s-au făcut toate jonglările astea cu licitațiile astea prin SEAP, poate achiziționa până la 100.000 de euro liniștit, sau 30.000 de euro liniștit. Deci nu am găsit. Cu SEAP-ul e o prostie ca să aibă acoperire. Eu nu mai am nimic de spus, m-am lămurit. Dacă nu mai ai să-mi discuții, atunci să punem la vot. Eu vreau să mai, nu știu cine a... Asta e? Nu. Astea nu le-am spus. Așa, iarăși am primit-o eu, altă remarcă vreau să fac. O să pun o poză. Azi nu mai fac la aici, mai domnul primar n-ai haz. Da, bănuiesc că toți colegii au primit același lucru, nu? Da. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Balcani cu suma totală de puncte, iarăși hârtin alb, iar trebuie să votăm hârtin alb, iar nu știm sumele. Mi se pare normal? Nu, aici chiar nu e normal. E a doua oară. E a douăzecea oară. Nu e normal. Când se întâmplă treaba asta. Pentru că se poate trece suma, nu există că n-am avut timp.
Da, pe urmă, ați spus că se suplimentează pentru salubritate 50 de mii. E 4,3, doar ghirare. Corect. Și ăia 9.000, unde sunt? Păi, de ce sunt netrecuți? Nu au fost repartizat, inițial, eu am văzut practic cu care mai devreme. Da, doamnă, dar cine adresa face de la finanțe cu privatizare și privatizare pe n-a venit niciodată. Și e ok așa? Nu este ok, dar... De asta am venit în ședință să vă spun despre ea, de asta să vă povestesc. Păi atunci, hai să trecem acum, că dumneavoastră știți exact care e suma totală în legă, de la dumneavoastră, ca să putem aproba și noi. Deci asta este suma. 650,30 la partea de venit, la 600... 64 la 2100, nu? Nu, totalul la cheltuie, cele două cheltuie, cu 9. Ia, am înțeles. Da, și cu indicatoarele astea, să știți că și mie mi se pare... Că o să cheltuim banii degeaba, pentru că dacă drumul județean nu-ți dă voie nici să tragi o linie pe el, eu de ce să plătesc eu cu Comuna Balcani în valoare de 140 de lei? Dar este indicator. Opsește-l pe la carier și gata, la ce să cheltui banii ăștia? E, așa de frumos. Nu, hai să propunem să-i dăm la salubritate. Ai cum ei, na. Dar ce nu poate merge, bă, nu ați venit deja. De-o făcut, le-am văzut deja în cur. Luminoasă, deci noi votăm banii după ce lucrurile au fost deja achiziționate, hai, cumpărate, livrate. Așa se face treaba aici. Ca să fie doar acoperire în acte pentru jegmănirea banului public. Da, deci doamna v-a mai adus... Da? Completarea jegmănirii și dacă e, să punem la vot. Cine este pentru? Cineva? La intervenția mobilă pentru... Vă faceți și campanie cu ocazia asta? Nu, serios! Deci eu propun pe domnul Gânga Petrică. Cel mai bun. Dacă mai e cineva... Dacă mai sunt altii. Dacă nu supunem la vot, cine o să Dacă îți bați nevasta, să aibă un mitraj. Și duci la domnul Gânga să vă împăcați. Cornel era bun la împăcăciune. Cornel era bun la împăcăciune.
Asta e prost, că trebuie... La ce treabă am făcut profesorul? Nu, dar nu e. Știi să alerg? Da, nu, că eu mă duc la magazin din făcut. La poliție, la Consiliul de Administrare. Punctul numărul 3, deci concesionarea terenului de 60 de metri pătrați în punctul Cefeș Vasile. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, sunt discuții. Ce e vorba? Când văd că a venit și un băiat care a pus... E vorba de 60 de metri pătrați. Explicați ca să știi. Vă rog. Care e o solicitat, domnul, de față. Așa. La Slău Daniel. Da. Pentru? Am înțeles că vrea un punct de desfacere a pâinii. Cuvântul să spune. Dar o să ia cuvântul și să precizeze el. Hai voce, Daniel. Nu, că nu e nimic ce să spun. Dacă vin de situația că magazinul de zonă nu au condiții pentru a vinde toate produsele de pani, care se poate domnul Stumăzun, am zis să încerc să vând eu ceea ce fac, că nu fac doar 200 de pani. Vreau să fac mai multe. Dacă nu o să meargă, nu o să meargă. Dar eu sper să meargă, fac ceva special de a mă autoriza să vinzi produse panificate pe adesării proaspete fără a le pune oriunde pe rafturi, că nu este spațiu. Nu că au vreo bine magazinele sau... Și am zis să găsesc un colț unde se poate și vedea. Mai trei copii la grădiniță, mai... Da, să ai un pat. Da. Da. Păi ea se face la Tazlău, fie mai frumoasă ca să taxe de pe drum aici. Da, am știut ceva. Deci vrei terenul ăsta, că și clădirea o să o faci tu, nu? Fac jos postamentul de ce-o fi și comandul ceva, nu știu. Da. Contare, ceva de contare, dar vine proiectat. Nu intră în sarcină construcția, nu? Nu. Așa. Tot de la zero, inclusiv apă, tot vedem unde vine. Doar terenul, da. Trebuie. Nu, clandestin. Da. Mănânc rămas niexul, mi-a rămas fost. N-am și eu întrebare. Asta e altă problemă. Dacă, în absurd, să zicem că nu merge. Dumneavoastră, noi, dacă aprobăm pentru banificație. Dumneavoastră, n-aveți voie să schimbați. Dar prevedim contract, domnul Gândar. Asta zic că asta se schimbă. Să schimbați spina, pentru că acolo sunt copii. Păi nu se schimbă. Dar scrie în contract ce datorie avem noi Consiliul Local, ce datorie are domnul care face asta. Deci nu are voie să schimbi. Absolut. Obiectul de activitate. Nu are voie, corect. Dar scrie în contract. Este foarte bine. E la un moment dat să faci bani. Ești în jos bălăria pentru... Nu, dar nu. Nu, asta vrea să zic. Vorbim la produse alimentare care se... Nu găsim tot timpul. Da, să-mi garantez că e ok, foarte bine. Și dacă nu merge prea bine, o să meargă. O să meargă. Deschide dimineața și seara. Soția e acolo. Bine, asta e problema ta, nu? Da, copii care vin la școală, tot eu prăjitor, o... E trafic. Da, măi, da, asta depinde de el. Nu, dau un bagon, o... Auzi, dar asta nu e problema noastră. Dar trebuie stabilit prețul la metru pătrat. Exact, deci ați înțeles despre ce este vorba, da. Cum v-a explicat. Nu, dar trebuie stabilit prețul la metru pătrat. Bine, cum o să urci la liștată, cu covoare, treaba. Da, prețul minim. Numărea asta trebuie stabilit prețul minim. Aici a rămas, am discutat un pic cu Stelin, este în concediu, acum a plecat și n-a spus că eram eu, când era el și așa mai departe. În hotărârea de Consiliu, când am aprobat acțiile pe 2019, există un preț minim de pornire a închirierii terenurilor pentru activități economice de 1,5 lei în zona A, 1 în zona B, acolo este zona A, din câte știu. Ia, da. Ei, am luat comparativ și alte contracte de închiriere pe care le avem în aceleași scopuri economice, aflate în derulare. Unul care este din 2006, mai vechi, are un 4,5 lei pe metru pătrat, unul care este de prin 2011, un contract îl avem cu 14,5 metri pătrat, lei pe metru pătrat. Acum, putem face o medie, cam cum ar fi? Păi, dacă am votat 1,5 metri, ăla e prețul minim cu care se pleacă la licitație și vedem la licitație ce se întâmplă. Corect? Nu poți, dacă ai stabilit la taxă și impozitul 1,5 lei, nu poți să stabilești acum 14 lei special pentru CRM-a.
Deci, prețul minim votat se stabilește puncte de studiu de oportunitate pentru că nu sunt terenurile în aceleași zone. Deci pot fi diferite ca valoarea terenului. Eu am înțeles. Da. Dar și ca importanței pentru care se face licitația. Dar pot fi diferite. Pot fi diferite. Dar dacă am zis acolo, eu zic să vedem la licitație ce se întâmplă. Într-un fel ar fi corect să pleci, să ajungi la un preț foarte mic aici și să ai contract cu un preț foarte mare, diferența dintre ele să fie atât de mare. Dacă nu mai licitează nimeni, înseamnă rămâne 1,5. Păi asta este, da. Ar trebui să... Nu trebuie, eu aș avea o propunere. Deci, n-ați să faceți propunerile? Eu am o propunere să plecăm la un preț minim din care l-are alt contract. Deci, ce preț minim îl aveți? Mai avem două contracte unde avem închiriate terenuri în scopuri economice. Da, ce preț au ăla? Care este închiriat în 2006, are 4,5, la vor actuală, în 2019. În 2006 e Găvureanu Neculai, la Schipul. Așa, și în 2011 avem la Balcani marginea Monamar, un firmă de la Bacău, care a făcut așa un magazin ceva la Balcani marginea. Și ăla de 14,5 metri de pătrați, și o tărnă are decât 28 de metri pătrați închiriați acolo. Dar ăla e cu tot cu imobil? Nu, imobilul e a lui. Numai terenul i-l-a dat primăria. Și Balcan. Da, și Balcan. Nu e acel... Măcar la jumate se plece din 14. Dar aici la bibliotecă cât are? Cât plătește? Din spațiu. Din spațiu. Din spațiu, nu e... El plătește teren. Teren. Vorbim de teren de acum. Dacă are 14,5, pune 7,5. Jumătate. Nu, dar îl poate cu omul. Ce? Da, dacă îl pui mult. Dar nu, bă, el are 14, noi să-l punem jumătate. Dar jumătate, spune. Dar jumătate, bă, nu. Jumătate, bă. Jumătate, bă. Să plece de la cinci. Au 10 zile, bă, dacă punem 5 minim de la care să plece și poate mai bine cineva sau nu știu. Poate oferă el, bă, 7 sau nu știu. El oferă 15. Dacă merge bine. Se compune lei cu euro. Da, nu. Se scrie lei. Lei și actualizează cu inflația. Se actualizează punctul de inflație. Da, și am avut ani în care inflația a fost negativă, așa că au fost și avantaje. Păi dacă e 7, ar veni cu 400 și ceva din lei. Se actualizează. Da, asta să fie un lucru la problemă. Să merge sub dodul. Supunem la vot atunci. Cam pleacă toți. E cazul la digitație de 5, da? De metru pătrat. Cine este pentru? Pentru cât? Pentru cât? Pentru 7. Pentru 5. 5 pe care am legislație. Este să zicem că 5 este propunerea domnului primar, care a rămas necumpetat pe proiectul de hotărâre. Și apoi, dacă nu mai aveți alte propuneri, se supun la vot și acelea. 5. 5, 5. Cine este pentru? Nu bine, da. 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 E cineva împotrivă? Da. Da. Acum înțeles că nu avem comisia, nu știu, de administrație care fac parte. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcan și în comisiile de administrație ale școlilor cu personalitate juridică din localitate și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității CEAC pentru anul școlar 2019-2020. Aici, părerea mea, totuși, propune. Da, eu la frumos am zis rămână tot doamna consilieră Vasilica și domnul Cornelie. Critică la CEAC. Critică la CEAC. Adică, practic, am spus să rămână la el, da? Asta am zis. Nu a fost părerea mea, dacă sunteți de acord, bine. La Balcala. La Balcala, domnul Ungureanu și cu domnul Sopron. Nu? Ia nu dar aia. CEAC. N-ați după altă ziua. Nu, eu aș fi de acord să facă schimbare. Bine, bine. Pentru că așa e corect. Cum și eu după un an am fost schimbat, să fie schimbat. Eu nu știu că la o școală nu s-a făcut ceva și dacă intră altul vezi, ești da? Ești frumoasă dacă e rămâne, dacă vreți un alt rămâne de schimb, vreți să... Cum fi schimb? Școala 1 Balcan. Facem alte propuneri. Adică pentru mine, hai să-l dăm pe gânga, că vedea prea multe și nu putea mișca nimic. Da, propun pe domnul Barna la Balcan. În CEAC.
Cornel propune, votează primele propuneri, după aia votează. Dar pentru Consiliul de Administrație mai degrabă, la cea... La cea ca postul, da? N-ai ce să... Consiliul de Administrație, da, acolo mai da, ești ceva. Cea... N-am vorbit eu la partea, la decizie de seara. Da. Supunem la vot atunci propunerea lui domnul Cornel. Să rămână aceia care au fost? Nu, Cornel, n-are eu am propunerea. Eu am propunerea. Pe domnul Ungureanu Vasile și pe domnul Popone Constantin, la Balcan. Acum propunem numai pentru Consiliul de Administrație. Da, pe vin supus doar la vot. Odată propunerea s-a fost victimii și odată din domnul Gânda pentru Consiliul de Administrație. Pentru Consiliul de Administrație. Da. Cine este de acord cu propunerea lui domnul Cornel? Pentru ce? Pentru ce? Să stabilește pentru Consiliul de Administrație sau pentru ce? Consiliul de Administrație întâi. Membrii fac parte din Consiliul de Administrație. Nu mai dăm să mai cine este de acord ca domnul Cornel să facă parte din Consiliul de Administrație la școala Balta? Așa, propuneți. Ungureanu și Sofroni, la Balcan. Pentru Consiliul de Administrație. Pentru Consiliul de Administrație. Balcan pentru CEAC. Nu. Eu am alte propuneri. Nu, propune pe mine. Îi pune des propunerea în ordinea cum au fost propuse, nu? Nu, așa e corect. Da, domnul, și eu îl propun pe... Domnul Gândalu a propus și Balcan, pe domnul Barna. Pe Barna trebuie doi. Trebuie două propuneri. După care vine CEAC-ul. Nu, domnule, la Consiliul de Administrație. Au propus două, propun și eu două, pe Barna și pe... pe Grăpinoiu. Să punem la vot prima propunere și pe cea a doua. Cine este de acord pentru prima propunere a lui domnul Cornel? Păi dacă e propus domnul Grăpinoiu, cum votează? Nu. Dar nu votat la ei. Nu votat la ei. Ești propus. La prima o votat. Vă bine. Vă votat bine. Dar e prima, măi, fraților. Luați-o ușor. La Consiliul de Administrație, la Frumoasa, eu cu domnul Cornel. La Balcani, Ungureanu cu domnul Sofroni. Și prima propunere pentru Consiliul de Administrație. Asta se votează prima. Asta se votează. Deci și acum... Stați, doamna, aia e propunerea... Păi să nu se votează domnul... prima propunere, da, și domnul Gânda are altă propunere. Să votează păi, dar după ce trece prima propunere, deci tot la Consiliul de Administrație, alte două propuneri cu alt vot. Nu se fac prima dată propunerile. Da, dar le-au făcut, am înțeles. Nu e prima propunere, asta s-a și discutat. Când le-ați înnebunit, le-ați amețat. Ba da. Prima propunere. Prima propunere. El nu poate să voteze pe el la a doua propunere. Da. Exact, da, la a doua nu poate. La prima poate. Da, la prima. De acord cu prima. Da. Cine este pentru ca să eu deci sunt de acord cu cel la Frumoasă, deci eu trebuie să ridic mâna. Automat. La Frumoasă rămâne așa, numai pentru Balcan. Rămâne pentru Balcan. Pentru Balcan. Da, pentru Frumoasă rămâne așa. Cine e pentru? Hai, să cine este de acord pentru prima propunere? La Balcan. La Balcan. La Balcan. În Consiliul de Administrație. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acord? Dacă s-ar ține cineva, cineva împotrivă. Acum a doua propunere. Și acum să punem la vot propunerea domnului Gânda. Tot din Consiliul de Administrație, în Balcan. Propunerea... Care-i sopt? Ia mai numărat. Ia mai numărat odată, să văd unde sunt 8 mâini. Prima propunere. Ai 8 mâini. Păi tot pastru, doamne, numărați 8. Haideți, că se numără exact ca în Consiliul Europei. 7. 6, 7, mă spus la fapt. Deci bun la mână. 8 voturi, da. 7. Supunem la vot propunerea lui domnul Gânda. Da. Propunerea pentru Balcan. 6. Eu nu pot vota pe lui. 5. 3. 5. 5. 4. 5. 5. 5. Asta e murcăm. Asta e puterea opoziției. Când punem că nu am. Rămas la fel, nu mai ai ce tot. Aici. Da. La cea. Domnul Cioarice.
Păi aveți sumă de votat. Păi e... Nu, alegerea președintelui ședință, nu o discuția despre asta? Da. Nu. Vorbi ce inima, dar de ce nu pune? Pichema, Constantin. Eu vorbim pichema. Președinte, te duci trei luni, ce de vară este? Până la vorbire de bărcă. Nu am fost. Vorbi ce inima, dar mai e să introducem, deci și ce dacă e ce pune? Alegerea la un președinte. Deci Ciprian Barna îl propune. Nu, nici o problemă. Doriți, votăm, propuneți în ședința următoare. Ce am zis? Nu da. Eu am zis mult timp și fac corect. Dică știi. Nu zis? Eu n-am primit nimic, nici nu am postul. Da? Nu poți să le administrați nicio cafea, nici nimic. Dar nu azi, nu știam cu mașini, e vizitire. Nu-i domnule la următoarea ședință, dacă am discutat astăzi, încălcare cu regulamentul. Am adus la cunoștință astăzi. Astăzi trebuie, de tura care vine, trebuie să intre altă. Păi atunci el face domnul la ordinea de zi la ședința următoare. Da, și cine e președinte de ședință? Tot el, deja încălcare cu regulamentul. Nu știu ședința. Păi de cine le alegem acum? Hai să trebuie să bage alt punct la început. Dar s-a votat, dar s-a votat cu votarea președinței. S-a votat certul domnul Gândar. Păi da. Deci trebuie să alegi. Da, exact. S-a votat. Deci deodată este o încălcare regulamentul, noi hai să mergem mai departe, dar deci să mergem. Acum să alegem noul președinte pe luna următoare, care să fie nou ales din astăzi. Ce-a făcut propunerea? Nu, s-a făcut propunerea, s-a pune la vot. Ce? S-o punem la vot. S-o punem la vot, sigur. Pentru Ciprian Barna. Cine este? De ce nu? Dar ce are? Are lipsește ceva lui Barna din urmă? Păi da, lasă-o dreapul. Dar poți să-l schimbi și la doua și la prima ședință? Păi poți să-l schimbi. Dar ce nu? Vrea pe ceva să-l schimbi de acolo. Deci șoaptă nu. Păi, dar ce? Lasă-o să stai acolo. El și așa e, cum să spun? Vorbește mereu. El vorbește mereu, nu-i mă întreb. Păi de asta eu îl pun, îi mă pus, ca să-i chitrăiască. Păi pui el ce mai vă pute potrivit. El nu vorbește. Pui el ce vă potrivit. O, dar el-i departe. Face ordine și îi dă câte două minute la fiecare să vorbim. Îl schimbăm imediat. La fiecare. La fiecare. Da. Ca să văd părerea fiecare. Da, da, da. La doilea mandat, știi? Nu am primit raportul, tocmai asta, nu știu ce să discut. Dar pentru ședința următoare. Trebuie să vedem și noi. Ei aveau aici specificat că trebuie prezentat în prima ședință și adoptarea unei. Oricum nu se supune la vot. Nu mai se prezintă. Așa se prezintă. Noi am explicat, bă, ce a fost trecut, dar nu mai e pentru ședința bună. Dacă nu-i convine sau nu-i convine, dar nu are cu cine, domnule, nu am explicat. Atunci ăla diverse, nu? Acum vrei să spun. Diverse, nu? Poate să vă ia. Domnul, să spun. Urmează, deci, diverse, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt. Dacă nu sunt. Ba, de ce să nu fim discuții? Nu, da, avem, discuții? Avem un domn care a venit. Haideți să-l ascultăm. De ce să nu fim discuții? Da. Ce? Avem un invitat. Dar la diversii. Suntem la diversii. Gata, puteți. Domnul Ciprian. După mine. După care domnul Gânda. Domnul Vici, dacă totuși dumneavoastră nu-i domnul primar aici, puteți să-mi spuneți și mie când începe lucrările la reparat podurile de fier, că s-au alocat un miliard. Deci, nu s-o găsă firmă... Să găsește firmă, atunci ne apucăm. Da? Mulțumesc. La căminul la Rățâni și căminul la Frumoasa Cartier. Era vorba că se modernizează. S-au alocat un miliard. Când încep lucrările? La Frumoasă ești cât e făcut. Nu la Frumoasă, la încartier la Frumoasă. Cămin la Frumoasă. Căminul, dispensarul. Deci vine frigul și e septembrie de acum. Cum? Tot asta e din cauza firmelor care nu mai...
Da, da, trebuie făcut ceva și pentru, și pentru oamenii ăștia, că chiar ați văzut astea, nu stăteau în frig. Căminul ăsta la Balcani, a fost o nuntă s-o plâns oamenii, căminul ăsta de aici. Da, poți mai multe, nu? Deci, ați spus că nu se face, că nu se, e de ajuns una, am înțeles că chiar și polițistul a avut aici. Teroare cu căldură. Nu le faceți ceva, că chiar s-o dat și la asta, s-o dat bani, ați făcut la în fața primăriei, ați făcut și dincolo nu. Trebuie terminate și WC-urile și băgat aer condiționat. O nuntă pe lună, dar ne face de rușine. Și de, am și altă, altceva, ați spus de garanție la drumul DC-186. Ați văzut că asfaltul s-a rupt. După ce repară, după ce iasă din garanție? Deci trebuie, unde s-a rupt, trebuie reparat. Deocamdată nu-i terminată lucrarea, ați văzut că zi de zi trec. Nu, eu nu mă refer la lucrarea din, nu mă refer la lucrarea asta care e cu PNB-ul. La drumul... Știu la ce vă referiți, da. Că am văzut și eu. Ați văzut? Porțiuni unde... Am zis că dacă tot îți e cu asfaltat acum, măcar să cârpească acolo unii rupt, da? Eu stau liniștit, da. La urmă încep să trag nota. La primăvară încep să trag nota. Fiecare are pixul și nota în mintea lui. Să nu ziceți că nu v-am adus la cunoștință. Da. Atât am avut de spus. Avertizat. Nu e avertizat. De ce luați dumneavoastră că avertizat? I-a dus la cunoștință, că așa un consilier când vine de asta vine. Păi știu că ați mai fost tot anul trecută și m-ați căutat și să-mi spuneți lucrul ăsta. Așa am înțeles, că m-ați căutat. Eu vin când pot. Da. Deci când pot, nu că am fost. Sunteți binevenit oricând. Da, mulțumesc. Da, dar speram, domnul Mucicianu. Da, apropo de cămin, am fost împreună la nuntă și am văzut că v-ați așezat lângă centrală. Deci noi am cheltuit 300 și ceva de milioane. Și centrala termică a căminului cultural Balcan s-a montat în interior. Domnule... Eu nu știu. Eu n-am văzut asta. Cine face lucrările astea? Cum să montezi centrala termică în interiorul căminului? 9 secunde. Alo. Nu mai citim bani, răspundem la telefon. Sunt într-o ședință acum, da? Le-am spus băieților, în seara asta, la finala programului, treci la dumneavoastră. Da. Sobul. Dar e și periculos. Sobul, ce-o fi? Nimeni mi s-a părut a fi centrală. E și periculos. E centrală sau la bar? În interiorul clădirii, cum ați obținut aviz ISU pentru așa ceva? Cum faceți focul în interiorul clădirii? Că eu nu înțeleg asta. E un termoșemineu cu peleț. Și îl motez înăuntru. Peleț, un termoșemineu cu peleț. Nu se putea face cumva să fie în afară. Se poate în orice încăpere, în orice locuință. Da. Nu trebuie centrală termică separat sau clădire. În altă parte nu se putea pune. E foarte larg, căminul ăla și așa se ne-au putea. Termoșemineu, cu șemineu, domnule, eu ai centrală pe elic sau pe ciocul. Deci, cu siguranță respectă toate normele. Și se montează înăuși. Cred că nu dar dacă avem un șemineu acasă, nu l-au peste 100 de persoane. Are centrală pe peleți. Hai să spun serios, nu e niciun șemineu. Da, la nelucru. Și l-ați montat înăuntru clădirii. E foarte frumos. De ce ori nu le-ați făcut, vă spun, de 3 ani de zile. Aer condiționat n-a spus. Geamurile sunt tot cu volșuruburi închise. Bani ați avut? Bani ați avut și ați cheltuit și a spus pavele peste pavele în fața căminului ca să vadă lumea. Vai, a făcut trebuia lucrarea. Era o baltă? Vai. Și cine a făcut lucrarea înainte de era baltă? Nu tot primăria Balcani? Da, da, e bine. De ce nu a făcut-o bine? Voi ieși din garanție. Voi ieși din garanție, trebuie făcut altul. Era completat cumva acolo, nu? Completat, fără cu când, înainte de tot. Și apropo de banii aia care s-au dat pentru WC-uri. Și a doua problemă. Da, notați-vă acolo, că nu știu asta. Și a doua problemă. Nu fac parte la achiziții. Deci nu sunt în gradul să vă răspund despre achiziții. Nu, dar am votat în Consiliul Local noi. Banii aia care au venit... Pai, 1.500.000 pentru căminul la schi, pentru școala la schi, pentru WC-urile. Cu siguranță vor fi folosiți tot în cămine. Da, dar nu se pot folosi.
Dedicații. Vă referiți la care bani? Banii care au venit pentru modernizarea la WC-urile de la Ludaș și Schip. Ce mai știți de ei? Că era vorba că se transferă la Balcan. Mi-e interesează și pe noi. Lăsați doamnă contabilă. De asta e contabilă la primărie. Contabilă face contabilitatea, nu face lucrările pe teren. Nu face lucrările. Dar nu e vorba de singur, dar nu. Dacă deci și ține de bani, te bați contabila, domnule, că așa e normal. O necesitate, un tabel, un ceva care a fost greșit. Ei s-au alocat bani și acum dacă nu corespunde, dar normal. Dar de la școală. Dar la ce atunci? Vor de la partizate, o luat. O luat ei. Ei, să găsești greșeala și dacă o să fie cazul. Ați spus că e macheta. Directorul, am vorbit cu domnul director, nici o machetă. O să fie făcut actele bune, dar măcar să face la Balcani. Grupuri sanitare moderne. S-au făcut poze, da? E gata grupul, dar nu se știe cu ce bani. De acum trebuie să completeze hârtiile în funcție de cum le convine. Înțelegeți? Nu, dar verificăm, nu e nicio problemă asta. Da. A doua problemă care vreau să o spun la diverse. Am văzut că în sfârșit, după 3 ani și ceva, să fac primele șanțuri betonate în Comuna Balcani. Pe Căsoasa și pe ulița Bisericii Balcani. Dar să știți că rolul șanțurilor este de a prelua apa. Și dacă faceți un șanț mai înalt decât asfaltul, apa va merge tot pe asfalt. Pe ulița Bisericii faceți niște șanțuri și niște podețe de trecere. Nu facem, mai facem. Păi da, dar ar trebui să mergeți să le spuneți. Deci aveți jumătate de metru peste nivelul asfaltului. Omul nu mai poate intra în curte. Apa va rămâne tot pe asfalt. Lucrare făcută în bătaie de joc. Contrazic. Păi mergeți acolo și contraziceți oamenii, nu pe mine. La fața locului. N-a spus. În cazul ăsta, nu știu. Nu... Mai uite, mai vin la poze. Am pus și poze. Am văzut, ați spus unde e la nivel. Unde e mai sus, n-ați mai pus poze. După părerea ta, trebuie să meargă asfaltul așa. În funcție de fiecare poartă în parte, nu? Nu, domnule. Nu, dar deci, podețul trebuie la nivelul asfaltului. Îi pot asigura că există un studiu, așa. Da? Sunt oameni cu pricepere în construcții, da. Poate sunt cei mai buni. Da, dar să le explicați un singur lucru. Apa nu va merge niciodată la deal. Și tocmai de asta caută să respecte și ei. La deal nu va merge. Nu știu și vă uitați. E vorba de ulița lui Bartic? Nu, zi un caz. Ulița lui Bartic, ulița lui Bartic. Da, mergeți și vedeți câte podețe mai sus decât asfaltul. Eu ulița aceea. Așa, da. Dar de acum, nu, ba da, e corect, pentru că așa. Sunt și oameni cu casele care nu, deci are în fața porții mai așa, și aia trebuie să îndrepti cumva, să vin la nivelul... Da, doamnă, dar nu îndreptat, a făcut podețul mai înalt decât asfaltul. Asta spun. Da, mergeți și voi. Podețul, șanțul. Podețul. Păi a făcut șanțul. Podețul nu trebuie să fie, păi, domnule, și șanțul este mai sus. Podețul nu trebuie să fie, nu trebuie să fie deasupra. Păi ar trebui făcut la nivel, ca să poată intra omul în curte, nu-i torne jumătate de metru peste nivelul asfaltului. Păi dacă e așa... Păi merge și vă uitați așa casă. Eu știu o discuție cu punțile acelea, care era... Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Da, corect, dar nu te ridici deasupra nivelului asfaltului. Apa nu ia la deal, niciodată. Apa merge doar la vale. Probabil cu avut ceva de suflet. Singurul râu care merge un pic contra vieții. Că s-a dus și cineva i-a făcut acolo și la... suplimentat niște balast, am văzut. Mie mi s-a părut cu ok. Dar nu zic tare, că n-am făcut, adică când am văzut eu acum vreo 2 săptămâni. M-am dus la deal, la niște... Da. Au început bine la deal. De acolo, am luat ca fiecare casă în parte. Așa, da. Deci nu se pune problema. Când îi fixăm pe anume, noi vezi că stai cu cuiul ăla strâmb acolo. Dar eu am bătut un cui în viața mea. Păi trebuie să ne gândim tot. Păi învățați să bateți un cui. Păi nu e vorba de asta. Am bătut de destul, mai mult ca tine. Am bătut mai mult ca tine. Dar nu, ai lăsat. Iar încercăm cu asta, hai. Dar nu vreau să ne încercăm, că n-am venit și rost. Dar scoți în evidență numai factori de ăștia, care nici măcar nu-i stăpânești bine, ca să zic. Păi nu, dar le spune numele și prenumele, la familia respectivă. Nu se face, la Șoșa. La Șoșa. Da, mergi să mergem și mai înalt. Hai să mergem la Șoșa acum. Mergeți dumneavoastră, eu am fost chemat de oameni. Eu am fost, da? Fost chemat de oameni. Da. Nu fii ridicol, te rog. Cum adică să fiu ridicol? Da, te rog, deci crede-mă, eu am fost să stau zi de zi stau pe niciodată. Și cum nu vedeți că-s prost făcut? Păi tocmai de asta, unul a fost cazul, dar nu a fost, dacă a fost dincă unul ce place, eu fugit din sarcină, lui ăla, sau băi știu eu ce, s-a dus.
am intervenit și am pus la punct. Am pus la punct. Normal că acum sunt mai mulți nemulțumiți. Sunt nemulțumiți datorită faptului din nivelul pe care l-au avut dinainte. Normal, acum nu pot să meargă asfaltul. La asfaltul nu trebuie să meargă. Asfaltul era bine turnat, sunt prost făcute șanturi. În funcție de ce? Poftim? În funcție de nivelul și planul care... Nu, nu, în funcție de cum pot lucra oamenii care nu fac. Asta. Nu fix unde, da. Nu e ok ce să faci acolo. Nu e ok. Da. Era bun turnat placă de beton, numărul ăsta la 416. Ăsta era cel mai bun proiect al tău de când... Eu încă din data trecută am fost, sunt dator la dumneavoastră cu niște propuneri pe care le-am făcut după ce am plecat de aici de sus. Am făcut, este o cerere înregistrată la secretariat. Am scris aici așa, să vă prezinti dumneavoastră în ședință. Este scris aici, din mine, că asta s-o copii, s-o dea la fiecare dintre dumneavoastră să discută. Dacă eu m-am adresat Consiliul Local, de ce nu apare hârtia asta la dumneavoastră, la Consilie? Da. Scris, doamna secretară, că nu vă faceți datorie. Nu respectați legea, nu? Nu, știu. Nu, dumneavoastră, doamna, scriți în procesul verbal ce spun eu, da? Eu menționez, dar nu... Menționați, nu. Sau cine i-a spus? Domnule, eu dacă am făcut o propunere, să apară la Consiliul Local. Eu asta am cerut. Vorbiți cu dumneavoastră personal? Nu cu zonă. Cineva este vinovat. V-am mai spus de atâtea ori. Respectați, domnule, legea. La fel m-am adresat televiziunii. Domnul, cu televiziunea Ungureanu, să respecte articolul 30 din Constituție. Scris treaba asta, doamne. Cenzura de orice fel este interzis. Când mi-a tăiat de multe ori, mi-a tăiat, cum să spun eu, ceea ce discut eu. Când a venit aici la ședință, a spus, oprește! Nu-l înregistra. De ce? Acum cred că nu o să mai înregistrez și eu. Și cred că nu o să mai întrerup așa ceva. Nu, că vreau. Am făcut hârtia asta, care trebuie să apară pe masă la fiecare consilier. La primul punct, am scris aici așa că exact problema care a ridicat-o domnul Barna în ședința din iunie anul trecut, cu angajările care s-au făcut aici în primărie, și a spus că apare ceva ilegal. Și am cerut ca să ceară de la Agenția Națională de Integritate, scris acolo doamna, gradul de, dacă era, este ilegal, angajarea lui soției lui Gaborean. Din două motive pleacă. Gradul de rudenie, una. În al doilea rând, hotărârea prin care s-a aprobat angajarea a fost aprobată chiar de consilierul, este ședință, anii este înregistrat, se vede când domnul consilier a votat așa ceva. Nu, nu. Eu am proces verbal semnat în care eu m-am abținut. Eu am înregistrarea, știi cum e treaba? Eu am, este, bă, eu am proces verbal semnat, înregistrat, stampilat. Eu m-am abținut. Cornel, nu de general, lasă să vorbească. Nu, vorbesc cu știi. Știți cum e treaba? Este înregistrată, hotărârea e înregistrată pe... Cornel, dar nu e la același partid. Și nu are, dar nu are, domnul, știi cum e treaba? Nu are, domnule, știi cum e treaba? Hai să facem treaba normală așa. Domnule, dacă nu ai dreptul, de ce să abuzăm? De ce să abuzăm de drepturile astea? Și au spus foarte bine Dan Barna, Ciprian Barna, treaba asta. Și eu am ridicat problema asta și imediat am spus că eu știu și pe cine... Eu am spus... Am spus atunci în ședință că știu și cine va fi angajat. Deci să știa dinainte cine va fi angajat. Deci să știa cine va fi angajat. Asta e, una. În al doilea punct, de așa am ridicat cu problema cimitirului la Ludaș. Dom'le, cimitirul la Ludaș, vă spun cinstit, trebuie să îndeplinească anumite condiții. În primul rând, terenul ăla trebuie scos din circuitul agricol și dat pentru construcție. Asta se face cu hotărârii a Consiliului Local. Nu face popa și nu face nici primarul. Primarul a spus că nici nu știe.
Cum nu știe, bă, primarul așa ceva? Cum poate să afirmi primarul că nu știe? Când s-a lucrat atâta timp la cimitir acolo, s-a cărat beton, s-a făcut nu știe, cum poți să spui că nu știe? Am cerut în ședință ca domnul Iliescu să vină. Domnule, este lege. Care orice angajat al primăriei poate fi interogat în ședință. De orice cetățean. Și am cerut domnul Iliescu să vină la, aici în ședință. Scrie clar aici în lăsăție asta. De ce nu a venit? În concediu. Toți sunt concediu. Bun. Toți sunt concediu. Da. Iau, bine. Deci, una ar fi la mână. Domnul Iliescu, cum a început să-ți iei de casa mea, că n-am autorizat. Domnule, lasă casa mea. Ea i-am explicat. Dar de ce s-o lăsați? Doamna, știți cum îi treaba? Nu sunteți cetățean al României? Nu, păi vorbim? Ceri legi de la altul, dar v-ați dat respect. Știți cum îi treaba? Asta mă trebuie așa să mă treabă. Doamna, știți? Notați-vă și nu mă trebuie. Nu, da, uite. Dar te rog să respect și mata legea. Doamna, asta nu se zic. Știți cum îi treaba? Eu am spus... moralist aici nu. Doamna, bun. Eu v-am spus așa. Să citiți dumneavoastră articolul 31, 31, citiți, chiar mă notați. Articolul 31 din legea 50 din 91. Să vedeți ce spune. Când îi n-ai... I-am rogat. Da, domnul Ceinăgea. Stați cald. Dacă mai discutat așa, dacă domnul, se... Domnul, știți cum e treaba? Lăsați-mă să vorbesc și gata. Nu interveniți. Nu mai lungeți, dar nu drept. Nu lungeți deloc. Domnul, știți cum e treaba? În primul rând, cimitirul când se face, trebuie să aibă, doamna, autorizații sanitară, autorizații de construcții, autorizații de mediu. Sunt niște condiții impuse pentru treaba asta. De jur împrejur, la un cimitir, nu suntem în anul 1400 sau mai știu eu, că faci în gropi un evreit. Și trebuie un pic de respect și față de oameni, de umanitate. Se face de jur împrejur o împrejmuire de culizieră de 3 metri deci la cimitir. Dom'le, dacă facem un cimitir, hai să-l facem modern. Da, poate. Dom'le, ați văzut și... În primul rând, râpa aceea este pericol și de a fugi. Nu se știe peste 100 de ani, peste 50 de ani, peste... Da, un cimitir nu-l face. Dacă actul normativ de azi pe mânt, peste 100 de ani, ce ne mai știe? Domnul, știi cum e treaba? Domnul, știi cum e treaba? Bă, te înscrii, nu mă înțeleg. Domnul, pe slaca polici. Te înscrii? Domnule, nu vă înscriu. Domnul, dacă facem un cimitir în anul ăsta, în 20-20, cum zice Dărcilă, așa? Domnul, nu mă înțelupi. Îți notezi acolo și îți vorbești după aceea. Clar? Pentru că așa lungim vorba. Domnul, dacă cu plecatul ăsta de aici, așa, doamna, notați acolo așa, care pleacă din ședință și da, și nu mai primează, domnule, stai acolo așa, este lege care spune așa, ca să nu primească indemnizații. Da, stai jur. Am stat la ședință, la diversi opționale, am asta vorbesc până mâine. Nu e opțional, nu e opțional, știi cum, așa, înseamnă că nu vrei să asculti cetățenii? Nu, consiliu să nu ascult. Doamna, exact asta, legătură cu cimitirul, se propune, în primul rând, să fie scos teren. Am găsit teren mult mai bun și mai așa. În partea aceea e spre Blăgu, este o zonă mult mai lină. Trebuie să îndeplinească niște condiții, trebuie să avem acoperitatul. Cine e proprietar? Nu, e proprietar tot Consiliul Popular. De ce a primărit? Dar e mai mustu să pierzi, mai... cum e? Nu, știți cum e treaba, știți cum e treaba? Mergeți să vedeți. Sau dacă nu găsim și sune, și în partea asta, la altă, spre la Nacladul sus. Eu cred că părintele de acolo știi? Nu cu nu părintele, domnule. Stabilim noi aici, nu părintele. Părintele are treaba când îngroapă mortul. Nu, când asta... mergeți la biserică, când mergeți la biserică, propuneți-i părintele. Dar în primul rând, părintele nu intră pe izlaz în loc de... Domnul, părintele nu intră pe domeniul public fără aprobarea Consiliului Local. Asta se vă intre în cap. Da? O altă problemă a fost cu, exact cu regulamentul ăsta, domnul. Propunerea o face, poate să o facă primarul, viceprimarul, consilierii și orice cetățean, în primul rând. Iar redactarea proiectului, domnule, că ați spus o chestie, se face de către secretară, scrie în legea, în legea 215, domnule, la articolul la 44 sau mai nu mai rețet. Doamna, nu s-o, știți cum e treaba? Doamna, o ordonanță nu poate să abroge o lege. Da, este legea 215, doamna. Eu vă spun ce zic. Nu, stați calmă. Doar sunt calmă. Nu, vă spun ce zic. O ordonanță nu poate să abroge o lege. Să ne spun ce spun eu. O ordonanță nu poate o lege poate să fie abrogată doar din Parlament. Parlamentul a propus-o Parlament. Calmă. Calm, citiți mai mult. Este
abrogată legea 215. Nu e abrogată, doamna, stați calmă. Stați calmă, nu e abrogată. Citiți mai bine, că nu știți ce citiți. Domnul, în primul rând asta, regulamentul ăsta, domnule, se face. Am spus și cum. Așa. Și tot ne explicați cu regulamente și asta. Noi suntem la ori diligenții. Domnule, nu suntem la ori diligenții. Eu am dreptul. Domnule, am dreptul să-mi exprim părerea. Da? Ca cu e terenul, trebuie să intri la Ministerul Cultelor, administrații. Nu, dar nu mai de viață. Chiar mai pierdem. Vrei ca să răzască părintele acolo că ai făcut mentale și de timpul de răbdare. Propunerea mea este așa. Propunerea, dar să iese în ședință următoare. Luna următoare, chemați părintele de la Lugaș, de la ședința de Consiliul Local. Și chemăm și domnul Cioinețel. Dar nu-l primește. Cine nu-l primește? Nu, nu, nu. Deci așa, chiar dacă se sunt... Dar nu se poate. Dar nu poți să faci ceva la biserică fără popă. Nu se poate așa ceva. Chem preotul, cheamă și domnul Cioinețel și m-a chemat 2-3 oameni de la Consiliul Bisericii cum se cheamă ăsta la biserică. Și discutăm aici despre asta. Vin și m-au dat. Nu se prezintă. Părerea preotul la oamenilor care au venit să ajune. Poate la indeptate, poate la indeptate. Încă o problemă. Bine, toate construcțiile pe domeniul public să fie înregistrate. Nu mă așa. La, domne, nu e obligatoriu să plătească amendă, nu e obligatoriu să dea, dar să fie înregistrat, domne, că a ocupat un loc public. Eu n-am zis ca să-i cear, pentru că la schit acolo și de exemplu, punctul sanitar, un puț înainte, așa, peste drum acolo așa, au închis toți grădinile cele acolo. Cu ce drept? E loc public, domne, de ce să închidă? De ce să pun un stoc sau o mașină sau o baracă pe domeniul public? Alea ar trebui, domnule, de exact cum a venit băiatul ăsta aici și-o zero. Domnule, chiar dacă nu iei nimic, dar să fie un act. Eu o mașină, de exemplu, dacă am o mașină și o casez, nu pot să o las pe domeniul public, domnule. Toate treburile astea, domnul viceprimar, să fie înregistrate, să fie existe un registru, domnule. Pentru că dacă te duci... Te duci acum să-l pui. Candidezi la primar pentru CNG-ul? Nu te interesează. Nu, dar dacă da, eu ca primar, cu cuvântul te votez. Nu te interesează pentru dumneavoastră. Cred că faci ori. Așa. Iar dumneavoastră să interveniți când vă notează că la sfârșit vă spuneți părerea. Vă spuneți părerea, dar nu? Preotul nu face ce vrea pe domeniul public. Am dat voie să fac altceva dacă vreți. Atât. Am o propunere, nu, o propunere cu cimnic, domnul viceprimar. Am o propunere să faceți un proiect de hotărâre, noi Consiliul Local să-l votăm și nu mai există clubii. Nu, dar nu facem niciun proiect până nu vine preotul aici, să-mi spună despre ce vorba cu domnul. Discutăm, păi, dar nu pot să fac eu proiect după domnul Cioinețel. Unde zice și unde trebuie. Unde trebuie. Unde trebuie. Consiliul Local trebuie să facem. Da, dar unde ar fi în altă parte, că el zice și pe plăcut. Acum este islat acolo și este găsit.